Nu mai contenesc scandalurile la PMP Mehedinți de când președintele Eugen Golea a fost înlăturat. Nici Gabriela Dobrotă și nici Constantin Gherghe nu au reușit să readucă liniștea în partid. Ultima încercare a conducerii centrale a fost numirea unui președinte județean interimar care să gestioneze partidul până la conferința județeană de alegeri. Numai că interimarul cu pricina este acuzat că s-a apucat de puciuri împreună cu o aripă mai radicală din filială, condusă de colonelul de jandarm Vasile Erceanu. Într-o ședință zgomotoasă, interimarul Cătălin Voinea i-a certat pe cei prezenți și le-a explicat că trebuie să obțină rezultate ca să conteze la nivel central, totul în spatele ușilor închise, pentru că presa a fost exclusă de la discuții. După cum puteți constata, filiala județeană Mehedinți a Partidului Mișcarea Populară își organizează conferințele județene cu ușile închise. Poate și pentru că se anunță un scandal îngrozitor în această filială. Deja în spatele ușilor închise se aud țipete și tot în spatele ușilor închise cineva venit de la centru încearcă să preia cu forța conducerea filialei. Eu nu am venit aici să vă dau mărturie, să vă fac... Eu am venit să organizez ce? Să organizez. Și cum să organizez? Nu cum vreau. Cum vor actele partidului. Deși inițial președintele interimar își chemase doar membrii fideli la ședință, au venit și cei care voiau să ia atitudine. Iar ceea ce a ieșit se numește scandal în toată regula. Tot dincolo de ușile închise, o doamnă a amintit că nimeni în afară de Gabriela Dobrotă nu a mai vrut să financeze partidul. Ba mai mult, listele s-au făcut după ureche. Uite, și nu am hotărâre și plătit pe banii noștri. Tot s-a finanțat până a venit doamna Dobrotă. Când a venit doamna Dobrotă, s-a liniștit. Nu ne mai interesează ce a fost dosarul. Nu ne interesează ce a fost. Și când a fost să fie, n-a mai fost spusă nici măcar pe listă. S-a făcut de domnul Gherghe la ședință și nu s-a făcut de doamna Dobrotă pe listă. Mă nu-i prezentit. Vicepreședintele PMP Mehedinți, Constantin Dincă, acuză însă încercarea lui Cătălin Voinea de a organiza un puci pentru înlăturarea celor care fac treabă în partid și de a candida de unul singur la președinția filialei. Mai mult, Dincă a trimis către conducerea centrală a partidului un memoriu în care descrie mecanismul tuturor neregulilor din filiala Mehedinți. Astăzi a avut loc o întâlnire ad hoc a membrilor, o parte a membrilor PMP, convocat de Vasile Erceanu și Voinea, pentru, zic, e informală, numai că a vrut să facă un puci. Un puci în sensul de a înlătura din structurile partidului la nivel județean pe cei care sunt implicați și care fac într-adevăr politică corectă, în condițiile astea, să înlături din partid oameni implicați și să-ți faci tu loc cu cașca ta de nu știu cum să le mai zic, așa e urițios. Acești oameni, această echipă de Voinea, Bâlbă, Erceanu, au alte interese. Am fi dorit să aflăm și punctul de vedere oficial al președintelui interimar al PMP Mehedinți, însă acesta nu numai că a gonit presa de la dezbateri, dar a refuzat categoric să vorbească despre motivul ce l-a adus la Severin și despre soarta filialei locale a partidului Mișcarea Populară. L-am filmat însă cu o cameră ascunsă. Toată lumea este liberă să candideze, toată lumea este liberă să facă ce vrea dacă este membru PMP. Absolut toată lumea. Nu am venit aici să iau locul nimănui. Bun, nu ce mă interesa, ați venit să convocați o conferință județeană sau să stabiliți data, domne, nu, să discutați. Nu, domnule, a fost o ședință informală, atât. Informală. Păi ok, atunci asta puteți să-mi spuneți, că a fost o ședință informală. Nu dau interviu, v-am spus că nu dau și nu dau. Circul din PMP Mehedinți pare să-și fie atins apogeul, iar neînțelegerile să afecteze grav situația locală, mai ales că partidul are în județ mai mulți consilieri locali. Vom vedea dacă la conferința județeană va fi ales un președinte mai înțelept, care să stopeze degringolada generală.